Vielleicht ein paar Tage noch hier reingetragen. Poftim? Dacă Z aparține lui C, dacă Z aparține mulțime numerilor complexe, da. Astfel încât așa modul de z pătrat plus z plus 1. Modul din z pătrat. E tot sub model. Deci modul din z pătrat plus z plus 1 egal cu 0. Și a egal cu a mare. A mare, mulțimea a. Așa, egal cu modul din z la n plus 1 supra totul sub modul. Deci mod z la n plus 1 supra z la n. Cu probabilitatea că n este mai mare sau egal decât 1. Câte elemente are A? Deci să se afle numărul elementelor. Câte elementelor? Cardinal de A. Așa se seamă. Cardinal de A egal cu cine? Cardinal înseamnă numărul elementelor mulțimii. Deci în A ce am pus noi? Hai să vedem ce am pus. Z la n supra 1 plus 1 supra z la n. Da, ăsta z la n plus 1 pe z la n. Hai să vedem încolo. Dacă z trece și așa încât modulul acesta face 0 și a este a egal cu mulțimea z la n plus 1 pe z la n, câte elemente are mulțimea a? Ar trebui să vedem câte elemente se întâmplă să avem aici, ca să le putem înlocui acolo, nu? Da. Deci faptul că modul din z pătrat cu z plus 1 egal cu 0. Tu te-ai ocupat mai mult de chestia asta. Cam ce ai încercat tu? Ce idee era de a avea pentru început? Dacă am descompune z ca în primul modul, ca a plus bi. Z a plus bi, da? Da. Deci te gândești să iei un z general, da, da? O formă numără complex. Z egal cu a plus bi. Hai să vedem. Deci z egal cu a plus bi la pătrat ce înseamnă? Z pătrat. A pătrat minus b pătrat plus 2a bi, nu? Da. Și atunci z pătrat plus z plus 1 ar fi egal mai departe cu a pătrat minus b pătrat plus 2ab i plus a plus bi plus 1. Egal mai departe cu ducem ce e partea reală în partea stângă, nu? Da. A pătrat minus b pătrat plus a plus 1 plus i pe lângă pe lângă AB. 2AB. Da, 2AB plus B. Așa arăta Z pătrat cu Z plus 1. Modulul său. Cu cine este egal? Modul din Z pătrat plus Z plus 1. Modulul e știm că este egal cu radical din, nu? Da. Radical din partea reală la pătrat, adică cine? A minus a pătrat minus b pătrat plus a plus 1 la pătrat plus 2ab plus b tot la pătrat. 2ab plus b tot la pătrat. Și ăsta egal cu 0. Faptul că egal cu 0 înseamnă un radical egal cu 0 înseamnă partea de sub radical să fie egal cu 0. Da.
Deci, da. Echivalent cu? A pătrat plus B pătrat plus A plus 1 tot la pătrat plus 2AB plus B tot la pătrat egal cu 0. Ei, o sumă de două pătrate, o sumă de două numere reale la pătrat egal cu 0, când? Dacă fiecare e egal cu 0. Dacă e diferit la pătrat și pus altul la pătrat. Da. Deci neapărat, deci obligație ca și ăsta să fie 0 și ăsta să fie 0. Deci de aici rezultă echivalent cu A pătrat minus B pătrat plus A plus 1 tot la pătrat egal cu 0. Fără pătrat. A. Deci el trebuie să fie, baza să fie 0. Da. Da? Egal cu 0. Și? Și 2AB plus B. 2AB plus B. Egal cu 0. 0. Și? Aici 2AB plus B egal 0, cum se mai scrie? B pe lângă... Echivalent cu B pe lângă... 2A plus 1. 2A plus 1 egal cu 0. Adică un produs egal 0 când? Când termenii terenți sunt 0. Adică odată... Atunci B egal cu 0. Și 2A egal cu minus 1. Sau 2A egal... Sau ai dat cu minus 1 pe B. Ai dat cu minus 1 pe B. Da. Din a doua am găsit două posibilități. Am avut un două, dar pe prima n-am folosit-o. Așadar, sistemul care este sunt două sisteme. Cu ecuația asta, cu varianta prima și din nou asta, cu varianta a doua. Da? Deci avem două sisteme. De luat. Unu. A pătrat minus B pătrat plus A plus 1 egal 0 cu B egal 0 și al doilea sistem A pătrat minus B pătrat plus A plus 1 egal 0 cu A egal cu minus 1 pe 2 și A egal cu minus 1 pe 2. Să rezolvăm pe primul. Cu B 0 ne ducem și locuim. A pătrat plus A plus 1 egal cu 0. A pătrat plus A plus 1 egal cu 0. Și găsim valorile lui A. A1, 2. A1, 2. Egal cu minus 1. Plus minus. Radical din. Minus 1 la pătrat 1. 1. Minus. 4. 4. 4 supra 2. Ce fel de A am găsit aici? Irațional. Nu irațional, se cheamă complex. Complex. Că radical din minus 4 e iradical. Deci cât are? E egal mai departe cu minus 1 plus minus i radical din 3 supra 2. Dar nu mai este număr real. Că noi l-am luat numărul z egal cu a plus b, unde a este real și b e tot real. Așa numere complexe apar, da? Da? Deci a și b trebuie să fie numere reale. Ori am găsit varianta asta, nu e număr real. Ce rămâne acum? Să merg la al doilea sistem. În primul sistem am lăburit, nu îmi dă nicio soluție. Da. Nici o pereche, A și B. Cu A egal cu minus 1 pe 2. Ar veni 1 pe 4. 1 pe 4. Minus B pătrat. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Plus 1. Egal 0. Așa. Acela același numitor. Hai să duci pe B pătrat în partea cealaltă și lucrăm numai numărul de aici. Vine B pătrat egal cu B la a doua egal cu 1. 1 pe 4 minus 1 pe 2 plus 1. 4 la 1 modificăm, aici cu 2, 4 și cu 1, 5, minus 2, 3 pe 4. 3 pe 4. De unde rezultă că B1, B1, 2, egal cu 5. Plus minus radical din 3 pe 4. Adică plus minus radical din 3 pe 2. Da. Și avem două variante la B și A este același, da? Da. Deci avem o dată Z, un Z1 pe care l-am găsit A plus B, adică cât va veni? Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2 și plus radical din 3 pe 2. Radical din 3 pe 2 i.
Și Z2 minus 1 pe 2 minus radical din 3 pe 2 minus radical din 3 pe 2 i. Două numere sunt. Da. Și cu Z1 și Z2, dacă viu acum și ne înlocuiesc, câte elemente are mulțimea? Așa. Hai să mergem cu Z1. Deci cu Z1 și calculăm prima variantă, da? Da. Găsim modulul. Mergi cu Z2 și ar găsi modulul. De Z1 este egal cu? Cu minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Plus radical din 3 pe 2 i. Plus radical din 3 pe 2 i. Eu îți aș propune să-l trecem sub formă trigonometrică. Da. Ca să putem ridica la n. E mult mai ușor să ridică la n. În formă trigonometrică. În formă trigonometrică, da? Cât este modul din Z1? Modul din Z1 este egal cu radical din 1 pe 4 plus 3 pe 4. Facem 1. Facem și imaginea geometrică ca să vedem ce unghi avem. Care e argumentul numărului complex. Așa, da? Partea reală cât este? Minus 1 pe 2. Da? Minus 1 pe 2. Iar partea imaginară? Radicalul 3 pe 2. Radicalul 3 pe 2. Deci este un unghi a cărui sinus, cosinus e negativ și sinus e pozitiv. Minus 1 pe 2. Chiar la seară am făcut noi jocurile ce au dat pe... am depășit cu 30 de grade pe 90. Da, 120. 120? Da. Da, 120. 90 cu 30, 120. Adică, de două ori cât e 60. Un 60 e pi pe 3. Da? Pi pe 3. 2 pi pe 3. Așadar, vom spune că Z1 egal cu modulul numărului complex 1, da? Modul din, cât am zis? Deci 1, pe lângă cosinus de 2 pi pe 3 plus i sinus de 2 pi supra 3. Și acum, al doilea număr complex, hai să luăm și pe Z2, egal cu minus 1 pe 2. 2 minus radical din 3 pe 2 i. Minus radical din 3 pe 2 i. Are același modul. E tot 1 pe 4 plus 3 pe 4. Hai să vedem unghiul. Deci... X-ul e minus 1 pe 2. Așa. Dar este cu... Minus Y-ul. Deci cât este simetricul de aici. Da. Deci unghiul ar fi... Păi este dat 180. 10. Nu cu 30. Nu cu 30. Cred că 60. 30 rămâne aici. Da. E mai mare lucrul ăsta care nu știu așa, da? De asta și cu ăsta sunt congruente, așa trebuie să vedem. Astea două congruente. Deci vine 240. Adică... De 2 ori 120, care e de 4 ori 60, 4 pi pe 3. 4 pi pe 3. Da. Deci va veni 4 pi pe 3. Deci egal cu cosinus de 4 pi pe 5, Z2, da? Da. Plus de 4 pi pe 3. Plus i sinus de... Plus i sinus de 4 pi supra 3. Dacă am lua cu conjugatul, că ele se văd sunt conjugate, că partea reală se păstrează aceeași, dar partea imaginară vezi, se duce dintr-o parte în alta. Ce vreau să insist?
numărul Z1 egal cu minusul 1 pe 2 plus radical în 3 pe 2 și minusul 1 pe 2 minus radical în 3 pe 2, fiindcă au luat partea imaginară semnul schimbat, înseamnă Z1 egal cu Z2 barat. Sunt numere complex conjugate. Asta înseamnă că pot păstra unghiul același, 2 pi pe 3, și la sinus îmi bag tot 2 pi pe 3, dar cu minus aici în față, da? Deci pot să spun aici cos de 2 pi pe 3 minus i sinus de minus i sinus de 2 pi pe 3. Fiindcă sunt conjugate Z2-ul egal cu Z1 barat. Deci dacă observam asta, nici mai munceam la reprezentare, că puteam spune deodată. Acum, știindu-le pe cele două numere complexe, sub formă trigonometrică, facem Z1 la N plus 1 pe Z1 la N, în modul, și pe urmă și cu Z2, nu? Deci pentru Z1 egal cu cos de 2 pi pe 3 plus I sinus I sinus de 2 pi pe 3, modul din Z1 la N plus 1 pe Z1 la N, N egal cu radical din 2 pi pe... nu. Vine Z1 la N, adică ăsta la N. Cum se zic urmă? Cos de N 2 pi pe 3. Da. Deci Z1 la N este egal cu... ar fi modulul la N, dar n-are rost că e 1. Da. Cosinus de 2 N pi supra 3. L-am pus la mijloc, da. Că pare să numim ușor, mai bine. La 2 N pi. 2 N pi supra 3. Plus I sinus de același lucru. Sinus de 2 N pi supra 3. 1 pe Z1 la 1 supra Z1 la N ar face cos de 2 N pi pe 1 supra N 1 supra cos de 2 N pi cosinus de 2 N pi supra 3 plus I sinus de 2 N pi supra 3 și că mai departe cu aplic conjugata, nu? Ca să de la așa formă. Și vine că cosinus de 2n pi supra 3 minus i sinus de 2n pi supra 2n pi supra 3, totul supra, a la a doua minus b la a doua. Cosul de 2n pi pe 3 tot la pătrat. Da, cos pătrat, da? Da. Cos pătrat de 2n pi supra 3. Minus, dar minusul și la i pătrat vine plus. Sinus pătrat de 2n pi supra 3. Ce calcul? Dați-o la pătrat cu asta la pătrat. Sin pătrat plus cos pătrat face 1. Deci rămâne cosinus 2n pi supra 3 minus i sinus de 2n pi supra 3. Și acum să înlocuim în expresia care ne interesează și facem modul din Z1 la N plus 1 pe Z1 la N egal cu cosinus de 2 N pi pe 3 plus cosinus de 2 N pi supra 3 plus I sinus de 2 N pi supra 3 plus cosinus de 2 N pi supra 3 minus I sinus de 2 N pi supra 3. Se reduc I sinus cu I sinus. Și rămâne 2 cosinus. Modul din 2 cosinus 2 N pi supra 3.
Asta este un prim răspuns, un element al mulțimii. Ia să vedem când folosim pe Z2 celălalt. Deci pentru Z2 care e egal cu cine? Cu cosinus 2 pi supra 3 minus i sinus 2 pi n da. Supra 3. Știi că am făcut asta, da? Minus i sinus de 2 pi n supra 3. Asta e Z2 la n. Am, da? Să ne înțelegem. Z2 la n. Da. Când era fără ien, era 2 simplu. Era simplu, da? 2 pi pe 3, minus sin 2. Și 1 pe z 2 la pătrat va fi ăsta cu minus, deci 1 supra z 2 pătrat va fi 1 supra, ce ce vedem aici? Cosinus de... 1 supra z 2 la ien. Z 2 la ien, corect, da. Așa. Cosinus de 2 pi... n supra 3 minus i sinus de 2n pi supra 3. Și e cam cum. Complicăm conjugata. Va fi cosinus de 2n pi pe 3. Cosinus de 2n pi supra 3 plus i sinus de 2n pi supra 3. Plus cosinus de... Și totul supra cos pătrat cu sin pătrat. Da. Care face 1, da. Nu mai rost. Și atunci, Z2 la n plus 1 pe Z2 la n, Z2 la n din cele două, Z2 la n plus 1 pe Z2 la n, va face și modul din asta, tot un modul, este același lucru când adunând, uite, se reduc sinusurile da. Și face una cosinusurile. Va face 2, modul din 2 cosinus de 2n pi supra 3. Este același lucru. Și atunci pot să spun mulțimea A. Ai văzut vreodată mulțimea A egal cu elementul 3 și încă o dată 3? Într-o mulțime se repete elementele? Nu. Are un singur element. Doi cosine, deci mulțimea A este egală cu doar 2 modul din 2 cosinus de 2n pi supra 3, atât am un singur element. Și cardinal de A este 1. Și cardinal de A egal cu 1. Terminat ești. Hai să mai vedem o dată în ce a constat ești. Deci pe Z ăsta l-am văzut ca o formă algebrică A plus IB. Da. Am lucrat, am locuit, am calculat, am văzut ce înseamnă modulul. Și modulul ne-a condus, nu știu, modulul e radical din A pătrat plus B pătrat, din partea reală la pătrat plus partea majoră la pătrat. Și am ajuns la suma 2 pătrate egal cu 0. Suma 2 pătrate este 0 când fiecare este 0. În parte și de acolo am găsit un sistem de două ecuații cu două necunoscute. A doua ecuație era B pe lângă 2A plus 1. Da. B pe lângă 2A plus 1 egal 0, a însemna B egal cu 0 și A egal cu minus 1 pe 2. Și dar am făcut de acolo două sisteme. Da. Aici e foarte, foarte important. Ambele cazuri. Da? Deci ambele situații. Ecuația, prima ecuație n-a fost folosită. Da. Și atunci aceea ne-a folosită cu fiecare din variantele de la a doua. Da? Da. Foarte important. Este chestiune de logică matematică acolo. Da? Avem acolo asta sau cealaltă. Dar și cu prima fiecare luându-o, am două sisteme. Și cu B egal cu 0 m-a dus la complex și nu mi-a plăcut. M-am întors la egal cu minus 1 pe 2 și mi-a dat B în două variante. Plus, minus, radical de 3 pe 2. Am scris cele două numere și mă pregăteam să spun că ar fi cardinalul 2. Că sunt două numere complexe și am fi aflat pe Z1 și pe Z2 locuindu-ne. Însă riscul era mare
Deci cel mult cardinalul 2. Dar există posibilitatea la un moment dat ca ele astea două numere complexe, Z-ul și Z-ul, să fie conjugate. Da. Și chiar așa s-a întâmplat la noi. A fost minus 1 pe 2 plus radical de 3 pe 2 și minus 1 pe 2 minus i radical de 3 pe 2. Le-am scris și sub formă, nu mai trebuia să le scriem, că sesizam că sunt conjugate și de aici puteam termina exercițiul. Da. Dar am făcut-o pentru că am vrut să văd în continuare cum trecem la forma algebrică, la forma trigonometrică. Da? Pe urmă, odată scris sub formă trigonometrică, ele fiind conjugate și forma trigonometrică, tot conjugată trebuie să o vedem. Deci unghiul l-am păstrat. Era 4 pi pe 3, dacă ți-amintești, da. Dar l-am revit la 2 pi pe 3 și am pus minusul acolo, la isinus. Exact. Ca să vedem conjugatul, să apară conjugatul cu unghiul, cu argumentul 2 pi pe 3. Și am ridicat la n, am făcut calcul, modulul acolo când l-am lucrat și am constatat că găsim același răspuns. Da. Găsind același răspuns, mulțimea, din păcate, nu poate să admită două elemente, că elementul ăsta se repetă, nu? Și atunci înseamnă că are un singur element, deci cardinalul A egal cu 1. Sigur, noi am lucrat mai desfășurat, mai laborios, mai visibil. De ce? Din ăsta a fost motivul, ca să fie mai vizibil, da? De multe ori, prin la indicație, acolo vă se dă doar o, așa, cum să spun, o idee. Însă, în condițiile în care, sau de multe ori dă numai răspunsul. Da. Aici cred că dă numai răspunsul. Cardinalul A egal cu 1. Nu se trebuie să arate de ce cardinalul e 1. Doar eventual spune că Z1 egal cu Z2 și sunt conjugate. Z1 egal cu Z2, Z1 egal cu Z2. Sau Z2 e Z1 conjugat. Mă gândesc. Și atunci, clar, cardinalul este 1, nu sunt două elemente distincte. Vrei să vezi exact ce da. E acolo. Ia vezi. Zice că A egal cu mulțimea A e format din elementele 1 și 2. Din două elemente? Da. Păi e greșeală acolo. Poate te uiți în altă parte. Testul 7. A, așa, stai o secundă. Da, am înțeles de ce. A egal cu 1 și 2. Depinde de n. Ce valori dăm aici. Vezi? Aici trebuia să măturăm. Foarte bine că ne-am dus acolo. E 2 ori 1 pe 2 odată. 2 ori 1 pe 2 și face 1. Da? Sau poate să fie 1 asta, cosinus să fie 1. Și atunci depinde de n la multiplicitate. N e număr mai mare decât 1. Da. Da? Deci, din cauza asta, noi am spus că este așa ca valoare. Însă, trebuia să avem în vedere că n e mai mare egal decât 1. Și n fiind mai mare egal decât 1, începe numele naturale. 2, 3, 4 și mai departe. Și datorită periodicității, în final, când e 1 pe 2, 2 ori 1 pe 2 face 1, cosinus, deci pentru anumit el este 1 pe 2 sau minus 1 pe 2 și la modulul mă duce la 1 și când este maximă 1 sau minus 1, atunci se întâmplă ca 2 ori 1 să facă 2. Foarte bine că te-ai uitat. Ce bine, că am zis aici cardinalul egal cu 1. Nu, cardinalul este 2, pentru că mulțimea, în final, este formată din elementele 1 și 2. Excelent. Da, corect. Așa trebuie văzut. Da. La sfârșit, chiar la sfârșit, avea să ne scape chestia asta, că nu explicitasem 2 cosinus de 2 în pi pe 3. Și iată-ne că o greșeală rapidă aici strecuram. Nu? Că dacă n egal cu cât? Cu 3, multiplu de 3, 3 se simplifică cu 3 și vine 2π. Multiplu de cosinus la 2π este 1. Depinde, sau minus 1. Dacă e 2k plus 1 ori π.
Și atunci vine 2 ori 1, 2 și modulul, într-adevăr, atâta face. Asta a fost ideea. Interesant, foarte interesant. Cred că aici ne-am plimbat în numere complexe cât s-a putut de bine, nu? Da. Adică am văzut și trecerea în formă trigonometrică, operație, adică locuterii, conjugata, cum toate lucrurile acestea ne-au făcut bine, să zic așa, în final. Da. Să ștergem tabla și să vedem alte chestiuni. O problemă cu combinări. Da. Care n-am înțeles-o. Am avut un set și... Deci, dintr-o clasă de 28 de elevi, dintre care 11 sunt băieți, se aleg 5 perechi, o fată și un băiat, pentru un concurs. În câte moduri se... să le luăm ușor. Da. Deci, dintr-o... clasă de 28 de elevi. Deci, 28 de elevi. 11 sunt băieți. 11 băieți. Nu se spune câte fete, dar sunt și, 17. Și câte fete? 17. 17 fete. Da. Da. Se aleg 5 perechi, de câte o fată și un băiat. 5 perechi. Da, fată, da. Da. Pentru un concurs, în câte moduri se pot alege cele 5 perechi? Așa. Ia să vedem cum gândim aici. Am încercat să iau, nu știu, știu că am făcut combinări de... ...11 rate câte 5, plus combinări de 17 rate câte 5. Dar nu, și am încercat mai multe variante. Și m-am uitat și la sfârșit să văd cum... la sfârșit a dat numai răspunsul. Și nu mi-am dat seama de unde. Spune-mi ce răspunse la toate acolo. Stai așa. 3... În ordine de la răspuns, te poți... Da, dar n-am reușit. Da, te poți... Da? Să iei înapoi, cum ai răspuns. Da. Să pui mâna pe idee, autor. Totale perechi este 17 ori 11, adică 187. 17 ori? 11, adică numărul de fete înmulțit cu numărul băieților.
Hai să vedem dacă ne putem duce pe ideea asta. De unde se apară așa? Că nu ne dăm seama, nu? Păi dacă se ia câte o fată și cu un băiat, adică ar veni odată, e toți băieți și toate fetele. Da. Deci ar fi așa. Deci, am 11 băieți, nu? Da. Un băiat de aici, de la băieți, poate să formeze cu cele câte fete de aici? 17 fete pe echipă. Da. El, deci cu toate cele 17 poate fi considerat, nu? Da. Atunci câte grupe face, câte primul băiat de aici din echipă? 17 grupe, da? Da. Al doilea băiat? Tot 17. Tot 17. Atunci tot 11 fac câte 17. Deci 11 ori 17, nu? A, deci... Da? Deci faptul că fiecare poate să ia pe oricare dintre fete sau invers facem. Da. Da? Câte o fată cu 11 băieți. Da, și atunci numărul de grupe este cât acolo? Deci de posibilități e 11 ori 17. Da. Bun. Și altceva ce mai cere acolo? Atât. Atât, da. Câte perechi pot lua. Așa. Bun. Comparați numerele. Așa. Radical de ordin 3. Comparați numerele. Radical de ordin 3. 3 din minus 25. Da. Și 2 ori radical de ordin 3 din minus 3. De? Minus? Minus 3. Minus 3. Au același ordine amândouă. Da. Să scrii, să-l ducem pe 2 sub radical. Da. Și-ar fi de comparat radical de ordinul 3 din minus 25 cu... Radical de ordinul 3 din minus 9. Nu. Dar 2 dacă intră sub radical, 2 la cât ar veni aici? 2 la 3. 2 la 3, da. Da? Ori minus 3. Deci avem radical de ordine 3 din minus 25 cu decimul său, radical de ordine 3 din minus 3. Minus 24, nu? Da. 3 ori 24. Și acum, cum este minus 25 față de minus 24? Minus 25 este mai mic la minus 24. Funcția radical de ordine impar se poate, este monoton crescătoare și deci extragând radical de aici și de aici se întâmplă să avem același lucru. Deci radical de ori 3 din minus 25 e mai mic decât radical de ori 3 din minus 24. Termină. Deci ăsta e mai mic decât celălalt. Da. Determinați partea întreagă, da, al numărului real. Deci partea întreagă a numărului real. 1 plus... Așa se... Da? Da. 1 plus... 1 supraradical din 2 plus 1 supraradical din 3 plus puncte puncte plus 1 supraradical din 1024. Plus 1 supraradical din... 1024. 1024. Cât face 1024? Divide la 10. Așa fac. Deci, cum ar veni? Egal cu partea întreagă al 1 plus
1 pe radical din 2 plus 1 pe radical din 3 plus cea mai departe, plus 1 supra 2 la 10, 2 la 5 ar fi. Da. Deci, ce se întâmplă? Se întâmplă așa. Care ar veni următor aici? 1 pe radical din 4 vine, nu? Da. Pe urmă... 1 pe radical din 5, 1 pe radical din... Hai să luăm așa. Cum este 2 față de 3? 2 față de 3... 2... E mai... 2 față de 4, hai să luăm așa. 2 e mai mic decât 4, da? Da. Și 3 și e mai mic decât 4. Da. Atunci... 2 e mai mic, 1 pe 2, invers, da? 1 pe 2. Hai să extragi un radical mai mic. 1 pe radical din 2. Radical din 2 e mai mic decât 2. Radical din 3 e mai mic decât 2. Deci, 1 pe radical din 2 e mai mare decât 1 pe 2. Da. Și respectiv, 1 pe radical din 3 e mai mare decât 1 pe 2. Adică, dacă le adunăm aici, 1 pe radical din 2 plus 1 pe radical din 3 1 pe radical din 2 plus 1 pe radical din 3 e mai mare decât 1 pe 2 plus 1 pe 2 care e 2 pe 4 2, care e 1. Și dacă adun în ambii membri o să adun pe loc. Deci l-am comparat pe primii 3. Pe primii ăștia 2 cu al 3. Da, cu al 3-lea. Și dacă mai pun aici și un 1 pe 2, adică, cine e 1 pe 2? 1 pe 4 asta, da? Da. Cât vine atunci? 1 pe radical din 2 plus 1 pe radical din 3 plus 1 pe radical din 4 așa, este mai mare decât 3 pe 2. Da. Bun. Și acum o să vedem de la radical din 5 încolo. Deci, radical din 5, nu, 5, e mai mic decât 9. Da. 6 e mai mic decât 9. 7 e mai mic decât 9. 8 e mai mic decât 9. Și 9 chiar egal cu 9. Nu? Da. Dacă extragem radical, vine radical din 5 mai mic decât radical din 9. Da. Care înseamnă 3, da? Da. Radical din 6 mai mic decât 3. Radical din 7 mai mic decât 3. Radical din 8 mai mic decât 3 și 3 radical din 9 egal cu 3. Egal cu 3. Le inversăm. Le inversăm. Și vine 1 pe radical din 5. Este mai mare decât 3. Mai mare decât 1 pe 3. 1 pe radical din 6. Mai mare decât 1 pe 3. Da. 1 pe radical din 7 mai mare decât 1 pe 3. 1 pe radical din 8 mai mare decât 1 pe 3. Și 1 pe 3 egal cu 1 pe 3. 1 pe 3 egal cu 1 pe 3. Și acum trag liniști la dor, adică 1 pe radical din 5 plus 1 pe radical din 6 plus 1 pe radical din 7 plus 1 pe radical din 8
plus 1 pe radical din 9 e mai mare. Am o întrebare. Dacă acolo este egal, știam că nu se... Adică nu e de sens contrar, dar nu e același sens. Nu, păi nu, dar mai mare, că dacă adun la ăsta inegalități și stânga și dreapta același lucru, mai rămâne mai mare, nu? Da. Mai dacă ar fost invers, mai mic, nu puteam să folosesc. Da. Deci mai mare decât de 4 ori 1 pe 3, 4 pe 3, da? E mai mare decât 4 pe 3. Apoi, fac așa și de la cum este 1, 10 față de 16. Mai mic. 11 mai mic decât 16. 12 mai mic decât 16. 13 mai mic decât 16. 14 mai mic decât 16. 15 mai mic decât 16. 16 egal cu 16. De dată, 1 pe radical din 10 e mai mare decât 1 pe 4. 1 pe radical din 11 mai mare decât 1 pe 4. Pe 4. 1 pe radical din 12. Radical din 12 mai mare decât 1 pe 4. Da. 1 pe radical din 13 mai mare decât 1 pe 4. 13 mai mare decât 1 pe 4. 1 pe radical din 14 mai mare decât 1 pe 4. Mai mare decât 1 pe 4, da. 1 pe radical din 15 mai mare decât 1 pe 4. Așa, radical din 15 mai mare decât 1 pe 4. Și 1 pe 4 este egal cu 1 pe 4. Exact. Câte sunt? Și 6. 6, da? 2, 4, 6 sau 7? 7 cu egalitatea. 7 cu egalitatea, că mă interesează cu egalitatea. Deci, ce o să spunem? Okay. Și atunci, dincolo, este 4 supra 4. Sau nu? Este... Și din coace am greșit aici, aici? 5. Pentru că erau 5. 2, 4, 5. Da. Și cât am zis noi? 4. 4, nu? 15? Da. Nu? Sunt 15 pe 3, că aici am 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pe 3 aici este pe 3, da? Da. Și aici mai mare decât 7 pe 4, da? Da. Mai mare decât 7 pe 4. Pe urmă, ne ducem așa de la, cine? De la 17 încolo. De la 17. Până de unde ne ducem? La 32, nu? Că da. 2 la 4 au făcut 16, 2 la 5 a fac 32. Da. Și dacă 2 la 5 ne-am dus până la capăt. Deci, da. Zicem 1 supra 1 pe radical din, cât spunem, din 2 la 4. 14, 15, 16, 17, 17. Da? Mai mare decât 1 pe... Cât am? 2 la 4. 2 la 4. 32. 2 la... deci 5 ar veni. 1 pe 5. Da. Nu? Că radical din... să vedem... din 16 au făcut 4. Și radical din... care e pătratul perfect? Nu, 25, trebuie să ne gândim. Da? Până la 25. Da. Deci, 1 pe... pătrate perfecte de urmărit tot timpul. Uh-huh. Deci 1 pe radical din 17, 1 pe radical din 18. Mai mare decât 1 pe 5. 1 pe radical din 19. Mai mare decât 1 pe 5. 1 pe radical din 20. Mai mare decât 1 pe 5. Da. 1 pe radical din 21. Mai mare decât 1 pe 5. Da. 1 pe radical din 22. Mai mare decât 1 pe 5. Și 1 pe radical din 23. Mai mare decât 1 pe 5. 1 pe radical din 24.
mai mare decât 1 pe 5 și 1 pe radical din 25. Adică 1 pe 5 egal cu 1 pe 5. Da. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da? Da. Deci va veni 9 pe 5. 9 pe 5. Deci suma până la 25 mai mare este asta decât 9 pe 5. Acum urmează, după pătratul perfect, 25 ar fi? 35 ar veni 36. 36. Deci, dar noi ne ducem până la cât aici? Până la 2 la a 5, care face 32, nu? Da. Radical din 1024 face 2 la a 10, s-a simplificat 2 la 5, până la 32 ne ducem. Așadar, spunem... 1 pe... radical din 26 e mai mare decât... 1 pe radical din 32. 1 pe radical din 32. 1 pe radical din 32. 1 pe radical din 27. Mai mare decât 1 pe radical din 32. 1 pe radical din 28. Mai mare decât 1 pe radical din 32. 1 pe radical din 29. Mai mare decât 1 pe radical din 32. 1 pe radical din 30. Mai mare decât 1 pe radical din 32. 1 pe radical din 31. Mai mare decât 1 pe radical din 32. Da. Și 1 pe radical din 32 egal cu 1 pe radical din 32. Așa. Dragii mei, nici la adunăm, câți sunt ăștia? 2, 3, 4, 6. De suma IES, asta care am avut-o. 7. Cât? 7? 7. Dacă este și 1 pe radical din 32 egal cu 1 pe radical. Așa. De suma IES este egal cu 1, plus. Nu, IES este mai mare. IES este mai mare decât 1 plus. Primii până la 4, cât ne-a dat 3 pe 2, cât ne-a dat acolo? 5 pe 3. Nu la prima. De la radical din 2. 2 față de 4, 3 față de 4 și 4, 1 pe 2, 1 pe 2. 3 pe 2. 3 pe 2, da. Deci 1 plus 3 pe 2 plus... Am luat de la 4, 5 pe 3. Plus 5 pe 3, este aici, nu? Da. Plus 5 pe 3. Plus 7 pe 4. 7 pe 4. Plus 9 pe 5. 9 pe 5. Plus 7 pe radical din 32. 7 pe radical din 32. 9 pe 5 s-a terminat asta și radical din 7 pe 32. Deci, suma asta de aici e mai mare decât numărul ăsta. Da. Acum, suma asta de aici, să vedem cum o calculăm, ca să ne apropiem cât mai mult de întregul care să o încadrăm. Deci ar veni așa că 1 plus 3 pe 2 plus 5 pe 3 plus 7 pe 4, plus 9 pe 5, plus 7 pe 32, mai mic decât IES, nu? Că da. E mic, mai mic, mai mic, și mai mic decât, ar trebui să fie un număr care să fie imediat următorul, și atunci am găsit întregul. Să vedem aici cât e suma asta. Deci 1 plus 3 pe 2 plus 5 acolo pe 3. Radical din 3. Radical din 3, sigur. Și radical din 32 să-l descompunem și să-l scriem ca... Radical din 32. 2 radical din... 2 la 4 ori 2, da? Da. 2 la 4, 4 radical din 2. 4 radical din 2. Deci aici ar fi 4 ori radical din 2. Da. Și dacă am gândit, ca să scăpăm de radicalul de acolo... Raționalizăm. Amplificăm cu radical din 2. Da, ca să scăpăm de asta. Deci, radical din 2 și aici vine 8.
Deci, un numitor comun. Da. Deci, 2 ore, nu. În 8 se află și 2 și 4. Da. Deci, 5 ore 40 și 3, 120. 120. Da, 120. Acum am fost 120. Cu 60. Cu 40. Cu 30. Cu 25. Da, 25. Și acolo cu 5. Deci în 120, deci cu 25. Păi cu 20... Cu 24, parcă. 24, da. Da, 24. Așa. Și aici cu? Da, 4, 15. 15, da? Pentru că vedem așa, 3 ori 5. Da. Da, cu 8. Aici, 5, 3 ori 8, 24. Da. Aici, 3 ori 5 și 2, 4 ori 30, bine, corect așa. Deci, apare următorul lucru, 120. Plus 6, 180. Plus 200. Plus 210. Da. 216. 4, 9, 3, 6. 9, 2, 18 și cu 3, 216. Da. Da? Plus, plus 15 ori 7. 105, parcă, nu? Da, 105. Și adică avem 2, totul supra 120. 20. Mai mic decât ies. 816. 816 plus 105, adică avem 2. Deci cât face aici? 816. 816, da? Da. Odată 200 și 204. 816 plus 105. Radical din 2. Radical din 2, totul supra 120. Mai mic decât ies, da? Acum, radical din 2 e egal cu 1,41 și mai multe zecimale și îmi trebuie niște zecimale, 3 zecimale aici. Da. Ca atunci când înmulțesc 105, că faptul că înmulțesc 105, da, să mă duc să văd cât îmi dă. Păi mă interesează partea întreagă, tot timpul aici, ca să o iau în calcul. Cât face 1,41? Radical din 2? Se extrage, nu mai știu exact. 1 radical din 2. Ideea de lucru. Da. Am obosit pe toate de stima. Deci radical din 2 face, mă rog, cât o face? 3 zecimale vreau. Da. Mulțim cu 105. Îndată va da un număr zecimal și adunat cu partea întreagă și partea întreagă de aici și împărțit totul la 120 și ne va da așa. Nu știu cât să dea, să zicem, 100 și cu 8, 900. 900 și ceva. Da, împărțit la 7. 7,35. Atunci, S ăsta trebuie să fie cuprins între 7,35 și 8 și ceva. Da? Da? Și atunci vom vedea care este partea întreagă. Dacă rămâne, îmi trebuie și un majorant. Eu m-am ocupat acum numai de minorantul ăsta din da, stânga, da? Ei, un majorant pe care îl găsim, făcând invers inegalitățile, eu am făcut astea 3 mai mici decât... Da. Așa, dar acum o să vedem cu mai mare celelalte de după, da, în față de asta, de 1 pe 3 din față. Da? Și în felul ăsta, S va fi cuprins între, dacă S va fi așa, 7,35 și 7,8,
să zic așa, atunci care e partea întreagă a lui S? E 7. Da? Deci partea întreagă a lui S, fiindcă rămâne între 7,3 și 7,8, S, partea întreagă este 7. Dar, repet, mai avem de muncă pentru construcția inversă a majorantului, da, din partea dreaptă. Sperăm că-și va da acolo acest... Așa, calculul, cum am făcut, cum ne-am apropiat aici foarte mult, așa vom face și în partea dreaptă și, în final, trebuie să constatăm că se cuprinde pe o lungime de un întreg. De fapt, partea întreagă a lui X, a un număr X, e cuprins între... X-ul e cuprins între partea sa întreagă și partea întreagă plus 1. Pe o lungime de unitate. Asta trebuie să vedem. Cum e la noi? Între 7,35 sau 7 fix, poate să fie așa. 7, mai mic egal decât S, mai mic decât 7,99. Așa mai departe. Vede că partea întreagă lui este 7. Da. Se întinde pe o unitate, da? Pe o lungime de unitate. Dacă e 7,3, 7,1 până la mai mic decât S, mai mic decât 7,99, tot partea întreagă se vede că este 7. Da. Da? Deci, asta trebuie finalizat. Asta e modelul. Da? Asta e modelul de lucru. Da. Ne oprim aici că sâmbătă seara, să l-am tras suficient de mult la surpină. Așadar, dragilor, am mai epuizat o săptămână cu lucrul la... Astăzi, în seara asta, chiar mi-a plăcut că am făcut diverse. Ne-am plimbat aproape prin toată materia. Și exponențiale, și logaritmi, și inecuații, și iraționale, și de toate. Deci, așa trebuie făcut ca să poți să ai o formă bună. Și numere complexe, nu? Da. Deci, absolut de toate. La revedere, dragilor! Pe curând!